Clipe de groază pentru un șofer din Chișinău. Un bărbat trecut de prima tinerețe care mergea pe marginea drumului a sărit brusc în fața unei mașini care circula pe strada Grădina Botanică din Chișinău. Din fericire, conducătorul auto a reacționat și a frânat brusc. În urma impactului, bărbatul a fost luat pe capota mașinii, apoi a căzut pe asfalt. Potrivit șoferului și martorilor, acesta minute în șir a stat la pământ și părea inconștient. Șoferul, șocat de cele întâmplate, a chemat un echipaj medical. Potrivit martorilor care au văzut cum s-a întâmplat totul, bărbatul s-ar fi aruncat intenționat. Sub protecția anonimatului ne-au spus cum s-a întâmplat totul. S-a fugit și s-a sărit peste mașină, s-a pe jos și gata. Și-a făcut pe trauma mare. Și gata. Când a venit poliția, a înțeles că e bâjă și o vădai să dăm sfug. Din fericire, bărbatul nu a pățit nimic. Tot martorii spun că la venirea medicilor, acesta și-ar fi revenit și ar fi opus rezistență. Medicii au încercat să-l ia în ambulanță, dar în pofida eforturilor nu le-a reușit. La fața locului a intervenit un echipaj de poliție care a fost nevoit să-l încătușeze pe bărbat. Deocamdată nu se cunoaște din ce motiv bărbatul a recurs la acest gest. Acesta a fost dus la Inspectoratul de Poliție pentru audieri. Oamenii legii investighează cazul.